Karstis Verna MTB Race a fost și anul acesta un real spectacol pe biciclete în mirificul peisaj oferit de zona de munte a județului Mehedinți, unde s-au aventurat iubitorii de ciclism. Participanții au fost susținuți chiar de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și prefectul județului, Alin Isuf. Tinerii din județul Mehedinți sunt tot mai încurajați să facă mișcare. Cea de-a cincea ediție a concursului de mountain bike Karstis Verna MTB Race, desfășurată sâmbătă 20 august, a fost și anul acesta un real spectacol în arealul montan din nordul județului Mehedinți, pe un traseu tehnic cu urcări și coborâri spectaculoase. 3, 2, 1, start! Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost alături de participanții la concurs, de la start până la final, pentru că susține sportul de orice fel, iar Consiliul Județean Mehedinți este alături de toți organizatorii unor astfel de evenimente. Este un număr semnificativ de participanți. Ură succes și celor care au plecat acum în cursa cea lungă și celor care vor pleca în maxim 10 minute. Văd că vremea ne ajută, vremea ține cu cei buni la suflet, iar organizatorii de bază, Ionuț Stoican și Adrian Drăghici și Marius Răescu și toți ceilalți, bineînțeles, nu pot să nu le număr aici, pentru că este o onoare pentru noi să fie în mijlocul nostru domnul președinte al Federației de Ciclism. Toți încercăm să organizăm cât mai bine, sperăm ca anul următor să se stabilească cu mult timp înainte data acestui eveniment, astfel încât să dăm posibilitatea mult mai multor participanți să vină la un asemenea eveniment. Cred că și noi ne-am făcut datoria, am asigurat infrastructura rutieră, astfel încât toată lumea să circule în condiții bune și să ajungă cât mai repede la Izvern. Mult succes tuturor! Președintele Federației Române de Ciclism, Alexandru Ciocan, a fost prezent pe plaiurile mehedințene, vorbind despre importanța acestor concursuri pentru comunitățile locale. Acum mulți ani, e o întâmplare drăguță, comentam turul Italiei pe Eurosport și am primit o invitație, de fapt mi s-a aruncat mânușa dacă vreau să particip la această cursă. Am venit, iar de atunci a fost dragoste la prima vedere. Aceste evenimente sunt binevenite pentru comunitățile locale, după care, bineînțeles, și pentru practicanții sportului, pentru că teoretic trebuie să existe o competiție pentru fiecare nivel. Această competiție este o competiție destul de ușoară, destul de la îndemână din punct de vedere fizic, într-o zonă superbă. Ar trebui să fie foarte mulți care să încerce să descopere Isferna și împrejurimile. Sportivi de toate vârstele din țară au participat la concursul de mountain bike Karstis Verna MTB Race, oferind publicului un adevărat spectacol. Vin din București și a fost o cursă foarte, foarte grea prin ocurcări, mai mult pe șosea și de-abia aștept să vin și la anul. Mehedințiul a primit numai cuvinte de laudă, fiind unic prin frumusețile sale. Iubitorii de natură și aventură au pedalat meleagurile de poveste, care nu sunt neapărat ușor de străbătut pe două roți. Foarte, foarte faină zona și cursa. Adică cred că ar putea fi ușor o etapă de cupă națională sau chiar și campionat național. Solicitam traseul. Particip la a treia sau a patra ediție a acestui concurs. Primele două am participat la traseul lung pe care l-am câștigat și de data aceasta am ales să particip la traseul scurt. Colegii mei cu care am venit din Arad sunt pe traseul lung, ne place această zonă. Trasele sunt foarte frumoase. Acest eveniment este menit să încurajeze activitățile sportive în aer liber, socializarea directă și, nu în ultimul rând, promovarea peisajelor de un farmec aparte ale Mehedințiului. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, susține organizarea tuturor evenimentelor care promovează orice activitate sportivă, în mod deosebit pe cele care se desfășoară în mijlocul naturii.